În urmă cu câteva săptămâni am fost într-un liceu din provincie, în Răcari, la deschiderea anului școlar preuniversitar, în județul Dâmbovița, un orășel de câteva mii de, de oameni, liceul Ion un fost lider liberal din, din perioada câtitoriei României moderne. Și în sala de, de spectacole, unde se adunaseră cei care începeau clasa 9 sau care intrau între 12-a, undeva pe, pe spate, aha, a început să meargă, era o plăcuță donată de un prieten de-al meu, Bogdan Enoiu, de la McKen, e o firmă mare de advertising și, și creație, și care a avut un program de a investi în profesorii și în elevii din Răcari. pentru că acolo a avut interlocutori foarte buni. Și pe plăcuța aceasta din sala de festivități, a liceului, Ion Ghica, teoretic, din Răcari, era o plăcuță pe care scria școala este făcută pentru a, a face copiii să devină oameni mari. Și oameni mari era cu o mare, cu e mare, capital letters. Și m-a frapat acest acest lucru destul de evident. Iar asta aș vrea să vă vorbesc din experiența mea de tânăr care țopăia o păia de bucurie la vizier când am văzut că am intrat la Sava, 9.40, n-am să uit viața mea cât de mândru am fost în clipa aia, și ai mei și părinții, Dumnezeu să-i odihnească. Dar aș vrea să vă vorbesc despre ceva care cred că este important pentru voi și cred că este obligația mea ca cineva dintr-o generație un pic mai avansată să vă spună câteva gânduri din inimă. Pentru că da, Școala te face om. Și ar trebui ca orice școală din România să-i facă oameni pe toți copiii care merg acolo, nu, 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 doar la Sava, nu doar la Lază, nu doar la Mihai Viteazul, dar și la Răcari și oriunde în altă în parte țara asta. Și prea mulți dintre copiii noștri n-au șansă să meargă la o școală atât de bună ca a voastră, ca a noastră. Dar dacă școala te face om, om mare, în celălalt sens al termenului, cineva realizat, cineva care face diferența, cineva care poate că va fi într-o carte de istorie într-o zi. Ala nu mai face școala. Omul mare se face singur. Investește în el. Are ambiție și dorință de autodepășire. Și dacă această școală este o școală care sigur vă face oameni, aș vrea să vă spun câteva gânduri din partea mea, din experiența mea de viață cel puțin. Și sper să vă ajute să ajungeți oameni mari, bărbați și femei, care să faceți o diferență indiferent pe ce cale o veți apuca și indiferent ce destin veți avea, individual sau colectiv. Prima chestiune pe care vreau să vă spun, pentru că sunteți liceeni mai mulți dintre voi și cei care se vor uita la noi. E o foarte mare întrebare, unde să mă duc la facultate, presupunând că ajungi la BAC și că iei și bac Și din păcate prea mulți tineri n-ajung acolo. E o altă conversație. Dar voi de aici toți veți intra la o facultate bună. Fără problemă. Întrebarea este, o facultate din România sau din străinătate? E o întrebare legitimă. Și prima mea recomandare este să vă spun că nu contează prea tare. Atâta vreme cât acel stop într-o școală din România sau din America sau din Europa sau de oriunde, nu este punctul terminus și este doar un pas în Odiseea Cunoașterii. Nu contează unde începi și vă dau exemple mult mai contemporane decât mine. Exemplu, Adrian Bot, Los Angeles. Medicina din Timișoara, inventatorul tratamentului pentru leucemie. Adrian Bot lucrează acum la o nouă inovație care va, va face să introducem, pentru a distruge celulele canceroase din corp, nanoboți biodegradabili. Deci te duci, pui armata de, de mici luptători împotriva celulei canceroase bolnave, și după 24 de ore biodegradabil eliminat și omul este sănătos. Um, Florina uh, Bita, mă duc la Google în Silicon Valley, conduc inovarea la NATO și întâlnesc patru vicepreședinți, toți din România. Florina este CFO la Google, Chief Financial Officer la Google. Unde făcuse școala? La ASEU din București. Păstrați-ți vie curiozitate. Și pe atunci când o să creșteți în vârstă, nu o să împătrâniți niciodată, Experiența, între ghilimele, este cel mai mare dușman al cunoașterii. Pentru că îți dă falsa senzație, experiență, știu să fac. Și, de fapt, începi să te stafidești pe dinăuntru, te smochinești pe dinăuntru, îmbătrânești pe dinăuntru, pentru că nu mai ai curiozitatea de a învăța tot timpul ceva. Eu învăț la vârsta mea, în jobul de la NATO. În fiecare zi învăț ceva și nu mă las și vreau și sunt curios și vă îndemn să vă păstrați curiozitatea de la vârsta aceasta, indiferent ce o să faceți mai târziu în viață și evitați capcana experienței. După asta, mai este un lucru care pe mine mă frământă foarte mult și eu m-am lepădat de acel complex de provincialism pe care românii și româncele, inclusiv generațiile voastre, încă îl avem undeva, undeva băgat în, din istorie de undeva. Sentimentul că suntem oarecum inferiori, mai provinciali, nu la fel de bun ca occidentalii care și treaba asta mai persistă și vreau să vă spun un lucru și vă spun ca unul care a trecut prin acest complex și l-a depășit cu succes acest complex. Tineri ca voi, băieți și fete, bărbați și femei, din această țară, cu educație serioasă și cu dorința de a face treabă, sunteți la fund sau cel puțin la fel de buni cu cei mai buni din concurenții voștri din întreaga lume. Și nu o spun asta exclusiv aici la Sava, care e clar că produce talent și produce istorie. Am văzut tineri cu bursă integrală la Harvard și la MIT, care veneau din tecuci. Veneau din Râmnicu Vâlcea, veneau de peste tot. Deci vă rog eu foarte mult, eliminați complexul de inferioritate, pentru că nu aveți de ce, nu avem de ce. Nu avem de ce. Suntem oameni inteligenți, harnici și răzbătători. Trebuie doar un pic mai mult curaj, un pic mai mult tupeu, în sensul bun. Lăsați deoparte orice complex de provincialism, și complex de inferioritate. După asta, aș vrea să mai spun ceva care este, cred, important, că, cred că e al treilea punct. Fiți inovatori și nu imitatori. Întotdeauna originalul este mai bun decât copia. Întotdeauna cel care e cu un pas înainte, în educație, în știință, în politică, întotdeauna cel sau cea care inovează, nu neapărat în sens tehnologic, ci în sensul de strădania de a îmbunătăți ceea ce face, de a merge un pas mai repede. Va fi întotdeauna mai bine răsplătit de viață, de carieră, de societate, de familie și de legacy tău decât cel care face o simplă imitare. Și să nu uităm că România, Titul Maiorescu, ne-a vorbit despre forma fără fond. Nu vă mulțumiți să copiați de la alții, nu la copiuță. Nu vă mulțumiți să fiți doar imitatori, să împrumutați ceea ce gândesc alții. Încercați tot timpul, oricât de puțin ar fi, într-un ONG, la un TEDx, în sportul pe care îl faceți, în, în, în relația personală pe care o aveți. Inovați, nu fiți simpli copiatori. Foarte mulți dintre tinerii noștri consideră că scopul central este de a deveni un foarte bun profesionist. Eu vă spun că nu este chiar așa. Scopul central este să devii un lider. Pentru că bun profesionist găsești. Oameni cu diplome bune mai găsești. Talent găsești. Bani să fie, talent găsești. Dar între un bun profesionist și un lider este o distanță substanțială. Totdeauna, în orice domeniu de activitate, căutați-vă și cultivați-vă instinctele de lider. Sunteți fiecare un lider a fi bun profesionist este bine a face o diferență în orice faceți înseamnă leadership și vreau ca voi să plecați sper din această întâlnire cu mine mai motivați să fiți mai mult decât un bun profesionist pentru că veți fi și să încercați să fiți cei care schimbați direcția lucrurilor care imobilizați pe cei care lucrează în echipele voastre care dau un sens și care poate într o zi vor fi în cartea de istorie Căutați-vă busola morală. Ce vă animă? Vreți să faceți bine cuiva? Vreți să reușiți de unul singur? E perfect ok? Vreți să faceți o diferență? Apărați valori tradiționale sau valori mai progresiste? E problema voastră. Dar încercați să vă definiți o busolă morală, ceva care să vă reprezinte pe voi și nu, este, nu luați de la alții, nu copiați. Pentru tine probabil că e într-un fel, pentru el probabil că e într-un fel. Pentru mine este într-un fel. Dar în clipa în care vă găsiți și aveți acest moment de introspecție și chiar credeți că este busola voastră morală, țineți-vă de ea. Pentru că îmbătrânind și lovindu-vă de obstacole, veți deveni mai cinici decât romantismul de acum. E inevitabil. Și vrem o complicată, această busolă vă va ajuta să țineți direcția și să rămâneți cine sunteți, și frumoși, și generoși, și capabili să faceți lucruri mari în viață, cum sunteți și acum. Căutați-vă busola morală și o să treceți prin viață mult mai ușor și o să fiți mai bogați, mai frumoși, indiferent de vârstă și indiferent de circunstanțe. Ceva care cred că este interesant și vă spun, trăiește în viața reală, nu doar în cea virtuală. Și eu nu vă spun să nu mergeți către tot ce înseamnă minunăția de inovații care se întâmplă în jurul nostru. Nu, nu poți să spui unui tânăr, unei tinere de astăzi, nu lucra în virtual, nu fă gaming, nu fă... Nu, nu asta vă spun. Dar vă spun că până la urmă, leadershipul și cei care fac o diferență în viață sunt cei care știu să conducă oameni, nu mașini. Cineva ca voi care o să aibă curajul sau deja că o să fie pe scenă aici, convingându-i, sper, pe ceilalți, ei vor fi liderii și nu algoritmul. Nu vă ascundeți, asta vă spun, nu vă ascundeți în spatele ecranului. Jucați-vă cu ecranul cât vreți voi. Sper eu să mai aveți timp și de fotbal și de basket și de altceva. Dar una peste alta, în viața reală se face diferența. Un sondaj în Silicon Valley, apropo de virtual și de real, 10% din cei care fac programare de algoritm pentru AI generativ, 10% dintre ei întreba, spun că reprezintă un risc de extinție a speciei umane. Nu ne ajungea schimbarea climatică. Ceva care vă spun din experiența mea. Viața nu totdeauna este făcută din succes. Mai sunt și momente grele în viață. Eu am trăit momente în viața mea de glorie imensă, ridicând steagul țării mele la NATO, semnând încheierea negocierilor la UE ca ministru de externe. Am avut momente de mare glorie, dar am avut și momente de mare, mare, mare cumpănă și de înfrângere și de trădare. Aceste momente va trebui să știți să le gestionați pentru că ele sunt pasagere. Nici o înfrângere nu este decisivă atâta vreme cât ai puterea să te ridici. Nici o trădare nu este suficient de puternică să-ți înfrângă dorința de a merge mai departe. Și dacă vedeți în mine un sens de dinamism și de, de dârzenie, este că am avut, am învățat și din din momente grele, din, din înfrângeri, din greșelile mele. Treceți peste momentele mai grele în viață, spunându-le că nu este capătul lumii, de dramatizați înfrângerea, învățați din ea și mergeți mai departe, mai puternici, mai răi, în sensul bun. Pentru că viața este și cu, și cu. Și sunt convins că o să faceți acest lucru. Fiți implicați în viața cetății. Nu fiți indiferenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Suedia, de exemplu, în medie, un cetățean suedez cetățeană suedeză, face parte în medie din 4,4 ONG-uri diferite. Implicați-vă! Vă interesează protecția mediului? Uitați-vă ce vizită minunată a avut regele Charles la Paris. Și în limba franceză, în Senatul francez, într-un discurs fantastic, le-a spus că vrea să renască antanta cordială între Anglia și Franța, istorică, o antantă cordială pentru protecția mediului și pentru apărarea biodiversității. E nevoie să ne spună prințul Charles, regele Charles de acum, că avem cea mai frumoasă țară din... Mie mi-a spus-o personal. Aveți grijă de țara aia voastră, e atât de frumoasă, e cea mai frumoasă țară din Europa. Și asta nu este slogan patriotar. Eu dacă ar fi după mine și aș avea... Aș coborî vârsta de vot. Multe țări din Europa se votează la 16, la 17 ani de zile. Nu văd niciun fel de problemă. Poate că unii sunt interesați să existe apatie la votul tinerilor. Dar cred că implicați-vă, că e în politică, că e în ONG-uri, că este în protecția mediului, că este în orice cauză. Implicați-vă în viața cetății. Este foarte, foarte importantă Și mai este ceva, apropo de provincialism. Avem așa oarecare jenă atunci când vine vorba despre reputația României. Mai ascuns pașaportul, dacă ai cu dublă cetățenie la răspăl la altul. Nu așteptați ca altcineva să facă brand de țară. Fiecare dintre voi sunteți ambasadorii acestei țări. Fie toți suntem ambasadorii acestei țări, într-un fel sau în altul. Și cu toții trebuie să facem ceva ca România să aibă reputația pe care o merită. Nu e o țară perfectă, e departe de a fi așa ceva. Dar suntem și de aici, de la Sava, au fost atât de mulți oameni care au făcut diferența. Fiecare dintre noi suntem ambasadorii României. Nu lăsați doar alții să se ocupe de asta, că se ocupă prost. Avem cu toții obligația să arătăm că țara aceasta are oameni deștepți, oameni cultivați, o țară cu dificultăți, dar o țară absolut fenomenală. Și ultima și a zecea decalogul de la Sava, îmbrăcișați schimbarea, nu vă fie frică de ea. Veți trăi, dragii mei tineri prieteni, probabil în cel mai complicat și mai transformațional deceniu al istoriei umanității. Exact când vă veți aripile, țaripile, când vă alegeți un drum în viață. Există o comprimare a Revoluției Tehnologice, a celor în științe umane. Orice modificare, Revoluția Industrială, prima, a doua, a treia, a patra, nimic nu se va compara cu ce o să trăiți voi. Știu că va fi greu. Pe vremea mea nu vorbeam. Mulți tineri și tineri au probleme de depresie. De ce? Pentru că e complicat. E neclar. Era simplu. Mergi la Politehnică sau mergi la, la drept mergi la țară sau mergi pe șantier. La mine era simplu pe vremea mea. Pentru voi deci, e mult mai complicat. Această perioadă de transformare va avea învingători și învinși, ca de fiecare dată, ca națiuni și ca indivizi. Înarmați-vă cu ce vă trebuie pentru că aveți ce vă trebuie pentru a putea să navigați în această perioadă complicată. Primeniți ideea națională. Cezar Boliac, Bolintineanu și Nicolae Bălcescu se află și astăzi în aceste rânduri la Liceul Sfântul Sava și în alte părți, și în diaspora românească atât de masivă. Imaginați al viitor. Fiți ambițioși. Și dacă școala te face om, om mare te face singur. Încercați să deveniți oameni mari. Fiți curioși. Autodepășiți-vă. Inovați, nu fiți imitatori. Primeniți ideea națională. Fiți ambasadorii României îmbrățișați schimbarea, nu vă fie frică de ea. Iar elita tânără acestei țări sunt convins că va duce țara asta mai departe, pentru că odiseea națiunii noastre e departe de să fie încheiată. Mulțumesc mult, mă bucur să fiu cu voi. Vă mulțumesc mult!